Bună ziua tuturor și în acest videoclip o să vorbim despre cristalul citrin. Cristalul citrin provine din familia quartz, deci are proprietăți similare ca ametist sau quartz sau quartz fumuriu. Aceasta este formula chimică al cristalului. Culoarea cristalului datorează faptul că conține fier. Cu cât mai mare și mai bătrân este un cristal, așa va fi și culoarea lui mai întunecos portocaliu. Un cristal mai tânăr și mai mic va fi un galben ușor. Starea de agregare este solidă, cristalul este ușor lucios, cristalul nu e chiar foarte transparent, deci lumina trece prin el, deși dacă îi zice mai fă o sticlă din el, n-ai vedea chiar prin el. Cristalul nu are chiar un punct unde s-a topit, deși unde s-a fierbe ar fi 2230 de grade Celsius. Nivelul de duritate al cristalului este de nivelul 7. Și acum o să vă explic cum să identificați un cristal citrin dacă este fals sau real. Primul factor. Dacă vedeți că cristalul dumneavoastră este în mare parte doar galben, deși în vârf nu e mai portocaliu și la început este alb, înseamnă că e fals. Că înseamnă că când a fost făcut în laborator, fierul a fost mestecat cu quartz și nu a avut cu adevărat un punct unde să fie mai mult și unde să fie mai puțin. Doilea factor, dacă nu are o bază, ori de piatră, ori, nu știu eu, dar dacă vedeți cristale sur, înseamnă că e și fals. A treilea factor, dacă vedeți în vârful cristalului, în interior, parcă mai multe vârfuri, înseamnă iarăși că e fals. Dacă v-a plăcut acest videoclip, dați un like și abonați-vă ca să fiți notificați când fac mai multe și mai noi videoclipuri. Și sper că v-a plăcut acest videoclip. Dacă aveți întrebări despre cristalul citrin, lăsați un comentariu și eu o să vă răspund la întrebări. Asta a fost tot din acest videoclip și ne vedem în următorul videoclip. Pa, pa!